În România există peste 230.000 de profesori în învățământul secundar general și alți 70.000 de profesori în școlile cu profil tehnic. Asta deși salariile sunt mai mici de 1.500 de lei pe lună. Avem și mulți vânzători, dar și lucrători în construcții. Deși odată cu criza, multe dintre lucrările de construcție pentru clădirile rezidențiale au fost sistate din lipsa banilor. Nici în aceste domenii angajații nu câștigă prea bine. Următoarele profesii râvnite de români sunt cea de medic și cea de bodyguard. Capitala s-a și transformat în ultimul an în orașul bodyguardzilor, dacă ținem cont că jumătate din numărul total al celor care au această meserie lucrează în București.